Biblioteca județeană Alexandru Dobescu din Călăraș a intrat în ultima săptămână de activități culturale, educative și recreative pentru copii și adolescenți în cadrul proiectului Bibliovacanța aflat la cea de-a cincea ediție, proiect susținut de Consiliul Județean Călăraș. Astfel, bibliotecarii și voluntarii Bibliotecii Județene pregătesc un carnaval plin de veselie, vineri, 27 august, începând cu ora 10:30, la care sunt invitați toți copiii care au participat la activitățile din cadrul proiectului din întreaga vară, costumați în personaje din cărți. Bibliovacanța este un proiect inițiat acum 5 ani, un proiect destinat copiilor de toate vârstele, care vin să desfășoare diverse activități, de la lecturi, vizionări de filme, ateliere de dezvoltare personală, de creativitate, o grămadă de alte activități organizate special pentru ei, concepute pe grupele de vârstă specifice. Iar acum am ajuns la finalul acestui sezon de bibliovacanță, sezonul al cincilea. La sfârșitul săptămânii plănuim un carnaval. Au fost două luni animate de zunzete de copii printre cărți, cu activități diverse într-un ambient devenit deja familiar pentru ei. Fiecare grupă de copii, școlari, preșcolari și adolescenți, a desfășurat cluburi de lectură, lansări de carte, jocuri de rol, activități de informare și prevenție, ateliere de dezvoltare personală, vizionări după ecranizări celebre, ateliere de creativitate și îndemânare și multe jocuri distractive. Pe parcursul celor două luni am avut colaboratori de nădejde care s-au implicat activ și emoțional în acest proiect. Specialiști de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, specialiști ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Călăraș, Palatul Copiilor Călăraș, Serviciul Județean Anticorupție Călăraș, precum și artiști populari locali, care ne-au sprijinit la atelierele de creativitate. Acum, la finalul bibliovacanței din acest an, bibliotecarii și voluntarii Bibliotecii Județene pregătesc un carnaval plin de veselie. Vineri, 27 august 2021, de la ora 10:30, așteptăm toți participanții la activitățile noastre din această vară, costumați în personaje din cărți, să se bucure alături de noi. Va fi epic! În cursul acestei săptămâni vor mai fi și alte evenimente organizate la Biblioteca Județeană? Da, ne-am gândit și la adulți și de aceea luna aceasta avem organizat o expoziție de caricatură în care expun membrii grupului Omicron și invitații acestora, membrii ai Asociației Caricaturiștilor și Umoriștilor Grafici Senos Fuel Baifo din Insulele Canare. Va avea loc marți, pe 24 august, începând cu ora 16. Sunteți așteptați cu drag!